În mintea mea conta doar un singur lucru, investițiile. Cadranul banilor, despre asta vorbește. Scopul cărții este să te facă să gândești ca un om bogat. În fața acestei probleme, cei mai mulți spun, de ce trebuie să o fac eu? E prea complicat. Obiecția mea favorită este, altcineva se ocupă de chestia asta pentru mine. Tipic în această situație sunt cei care au o slujbă bine plătită sau liber profesioniștii, dar care nu pot să se oprească din ceea ce fac. Priviți din afară, par de succes, dar priviți mai atent, au o rată de plătit la casă și la mașină, copiii merg la o școală privată și așa mai departe. Fii atent la cei care supraveghează portofoliul tău de investiții. De asemenea, contează ce experiență au. Dacă te sfătuiesc să investești în bunuri imobiliare, au ei experiență în acest domeniu? Aici vine o altă întrebare. Când bancherul tău spune, casa ta e un activ, minte sau spune adevărul? Este un activ, într-adevăr, dar pentru el, nu pentru tine. Și nu o să fie niciodată, pentru că tu, și după plata ipotecii, tot o să mai ai de plătit întreținerea, impozite și așa mai departe. Motivul pentru care majoritatea oamenilor au o situație financiară precară este că iau sfaturi de la oameni aflați în aceeași barcă. Eu n-am văzut prea mulți directori de bancă bogați, agenți imobiliari bogați, profesori sau contabili bogați, pentru că ei funcționează pe principiile valabile în era industrială. Anul 2000 a adus schimbări uriașe pe care nu le simțim, dar al căror impact economic reprezintă cea mai mare transformare din istoria omenirii. Fii atent! Dacă nu înveți să înnoți, la următoarea depresiune economică te duci la fund ca un bolovan. Economia mondială are o depresiune majoră la fiecare 70 de ani. Ultima a fost la sfârșitul anilor 20, deci ar cam fi momentul. Generația mai în vârstă a trăit războiul și zilele grele de după, deci a învățat să fie chibzuită și să economisească. Generația anilor 60 n-a avut de-a face cu o piață aflată la pământ. Să nu creadă cineva că doar pentru că trăim în America acest lucru nu se întâmplă. Guvernanții noștri sunt experți în a cheltui, nu în a investi și în a dezvolta activele. Dacă identifici o oportunitate, o nișă pe care să o poți exploata, vei prospera dincolo de visurile tale în această lume în schimbare. Este limpede că oamenii foarte bogați ajung bogați în perioade tulburi economic. Cei care nu vor să-și asume riscuri pentru că nu au o cultură economică și caută confirmarea răspunsurilor, întârzie și ajung ultimii la petrecere pierzând totul, pentru că între timp banii s-au transferat în altă parte, de regulă în conturile celor care au înțeles primii modul în care se mișcă banii. Criza din 1987 a adus averi colosale celor ca mine, care erau pregătiți să exploateze acest tip de conjunctură. Ideea acestei transformări, modului de a gândi, este să te pregătească pentru acest tip de schimbări. Cel mai mult mă amuză cei care, auzind aceste lucruri, spun, perfect, acum mă duc să studiez economia. Greșit! Nu de încă o diplomă ai nevoie, ci de inteligență financiară care vine din interior, dezvoltată cu ajutorul câtorva aptitudini exersate în timp. Ideea cărții este să înveți să faci afaceri. Principiul slujbei sigure și al guvernului care o să aibă grijă de tine la bătrânețe este depășit. Întrebarea pe care trebuie să ți-o pui este... cum să schimb ceea ce făceam până acum cu lucruri care să mă ducă acolo unde vreau eu? Soluția e simplă. Asociază-te cu oameni care fac ceea ce vrei tu să faci, așa încât să poți copia strategiile lor de afaceri. Prietenii mei sunt oameni care au destui bani, nu-și fac probleme cu facturile, își trimit copiii la școli private, se bucură dacă piața urcă, dar se entuziasmează dacă piața coboară. Ei nu caută siguranța, ci fericirea și distracția. Este cu totul alt mod de a privi viața. Cu cât practici mai mult, abilitățile tale se ascut, devii mai ingenios și lucrurile se mișcă mai repede. Ieșirea din cursa șobolanului devine simplă, fără să poți evidenția diferența. E pur și simplu uimitor. Învățarea este un proces inconștient. Dacă încerci să aduci în câmpul conștient acest proces, îl distrugi. Trebuie să ne antrenăm creierul să vadă lucruri pe care ochii nu pot să le vadă. Declarații de venit, investiții, comunicare, impozite. Mintea umană nu vede aceste lucruri și cei mai mulți oameni sunt pur și simplu orbi. Banii sunt în fața lor, dar nu-i pot vedea. Secretul cărții este că te învață să urmărești cu alți ochi aceleași lucruri, spre deosebire de toți blazații care spun n-am bani, e prea scump, nu-mi pot permite, dar care sunt foarte mândri de slujbulița lor.
Cartea aduce o serie de transformări ale modului de a gândi, similar cu diferența între ochii care văd că pământul e plat, dar creierul, pe baza informațiilor acumulate, percepe pământul ca fiind rotund, așa cum îl văd astronauții, dar dintr-o altă perspectivă. La fel, noi schimbăm perspectiva banilor. Am văzut o femeie care, după suficient exercițiu, a ieșit din cursa șobolanului după doar 20 de minute. Pentru a intra pe pista rapidă, trebuie să gândești și să acționezi diferit, iar pentru asta ai nevoie de exercițiu mental. Dacă la început îți trebuie 6 ore, apoi 2 și apoi una singură și reușești să ieși din cursa șobolanului după o oră de 3 ori consecutiv, este semn că modul tău de gândire s-a schimbat definitiv. Asta înseamnă că ai abilitățile să faci parte din grupul A. Dacă însă după un joc care durează deja de 6 ore, te ridici și pleci și spui că de chestiile astea trebuie să se ocupe contabilul, atunci ai luat decizia să faci parte din grupul B, să fii un investitor pasiv. În fine, dacă jocul ți se pare o prostie, faci parte din grupul C, căruia nu-i pasă deloc de starea sa financiară. Scopul jocului nu este neapărat să faci mai mulți bani, ci să-ți gestionezi mai bine resursele financiare. Se creează fundația care îți permite să folosești banii mai eficient. Cunosc un tip care la 35 de ani făcuse 400 de milioane de dolari, iar la 40 de ani era falit. Asta ca exemplu că nu banii fac bani și nici nu-ți trebuie bani ca să faci avere. În primul rând, trebuie să înțelegi fluxul banilor, unde sunt activele și unde sunt pasivele și modul de operare intern care arată de fapt vitalitatea afacerii, că poți măsura corect. Scopul este ca atunci când arunci o privire pe o balanță de venituri și cheltuieli să poți identifica problema, așa încât dacă vrei să cumperi o firmă și poți găsi unde este buba, să-i poți îndrepta cauza care duce la pierderi. Dacă devii bun la lucrul ăsta, o să faci o mică avere. Eu nu mă uit la cifre, ci mă uit încotro se scurg banii. Dacă nu alegi o direcție bună în care să mergi, atunci toți îți vor aspira conținutul portofelului, începând cu guvernul. Totul începe cu o schimbare fundamentală în capul tău. Care îți sunt scopurile? Vrei să lucrezi toată viața? Dacă încetezi să mai lucrezi, cât timp mai poți supraviețui financiar? Activele tale îți permit acest lucru? Asta este ceea ce vreau să explic. Dacă nu mai trebuie să lucrezi, capeți mai mult timp care îți permite să cauți noi oportunități. De aceea cei bogați sunt și mai bogați, pentru că timpul lor le permite să facă ceea ce vor. Dacă cineva mă întreabă, ce faci ca să te distrezi, îi răspund, tot ceea ce fac, mă distrez. Să fac afaceri e distractiv, să joc golf e distractiv, să merg în excursii cu prietenii e distractiv. Asta fac toată ziua. Dar totul a început cu bazele managementului banilor. Jocul Cashflow 101 are două piste, una rapidă și una lentă. De pe pista lentă treci pe cea rapidă, în momentul în care veniturile depășesc cheltuielile, cu alte cuvinte, banii lucrează pentru tine. Și când acest lucru se întâmplă, apare acest sentiment incredibil de libertate și brusc viața devine mult mai interesantă, pentru că ai mai mult timp să explorezi în căutarea mai multor oportunități. Dacă ai nevoie de o pauză de 6 luni, ți-o poți lua fără să-ți faci probleme. Mulți spun că e nevoie de bani ca să faci bani. Greșit! E nevoie de experiență pentru a face bani, dar dacă nu ai experiența și cunoștințele, asta implică o mulțime de bani și riscuri pe măsură. De aceea, cei bogați devin mai bogați. Mentalitatea celui care caută o slujbă sigură sau liber profesionistul care are drept slogan "Fac totul cu mâna mea", muncește foarte mult și câștigă o mulțime de bani pentru că apoi se cheltuie, n-o să-i lase niciodată să experimenteze libertatea. Regula numărul 1 a tatălui meu bogat a fost: cei bogați nu muncesc pentru bani. Ceea ce-ți trebuie este să faci banii să lucreze pentru tine. De aceea construiesc afaceri, iar banii îi investesc în active. Asta învață cadranul banilor. Siguranța relativă a slujbei este ca alergatul pe morișcă. Banii sunt siguri cât timp sunt pe morișcă. Dacă se opresc, sunt dați afară. Acesta este riscul dacă te bazezi pe o slujbă sigură. Ești expus unei reduceri de personal, falimentului firmei sau, Doamne ferește, dacă te îmbolnăvești. De aici, două concluzii. Alegeți bine consilierii, dar nu uita că în final decizia este a ta. Ei îți pot spune ce să faci, dar tu ești cel care va duce lucrurile la capăt. Alegeți un bancher privat care înțelege ce vrei să faci,
pentru că unui funcționar obișnuit de la o bancă, dacă nu ai un venit stabil și nici nu plătești impozite prea mari, nu o să-i inspiri prea mare încredere, pe când mie acest lucru mi se pare extrem de inteligent. Al doilea lucru, ești mai inteligent decât crezi sau decât cred profesorii tăi. Ai o mașină de învățat foarte performantă, creierul tău care este foarte mobil și flexibil. Cheia este să-ți placă ceea ce ai de făcut. Nu poți plăti pe altcineva să meargă la sala de sport să facă mușchi pentru tine. Tu vrei un corp care să arate bine, tu trebuie să tragi de fiare. Mie nu mi-a plăcut niciunul din lucrurile care aduc bani. Administrarea bugetelor, implementarea de sisteme, comunicare, impozite, investiții și plasamente, caracteristici tehnice despre produs. Mie mi-au plăcut istoria și economia, însă dacă m-aș fi limitat aici, aș fi fost probabil un mare profesor, însă lefter.